Tot mai mulți oameni infectați cu COVID-19 își pierd viața. De la ultima raportare, în România au fost înregistrate alte 204 decese de COVID-19, dintre care două în Mehedinți. Situația este îngrijorătoare. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 565.758 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 465.050 de pacienți au fost declarați vindecați și 13.698 de persoane au decedat. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.171 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și alte 204 persoane și-au pierdut viața în lupta cu boala. Și în județul Mehedinți, de la ultima raportare, au fost înregistrate 37 de cazuri noi de COVID-19 și alții doi mehedințeni au decedat. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoare. 857 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 109 persoane se află internate, 467 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 37 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 și 2 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 1,78 la 1000 de locuitori. La nivelul județului Mehedinți, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori este de 1,78, iar 11 localități au rata de infectare peste 1,5. Cele mai afectate sunt Cireșu 5,39, Drobeta-Turnu-Severin 3,08, Strehaia 2,99, Orșova 2,74.